pui de șarpe. Pe lângă că atenție urși, mai e și pericol de vipere. Uite liliacul, uite liliacul. Dragi tovarăși, ultima zi din această excursie absolut bengoasă. Astăzi vom face obiectivul pe care ne l-am propus încă de când am venit, dar ne-a fost frică de urși. Dar și astăzi avem de gând să ne suim sus pe munte acolo. Deci fix undeva pe acolo este o cruce exactă la Sinaia. Și eu am de gând să mă sui până acolo. Sper că nu o să mor încercând. Cu ochelare ăștia mă simt ca Vasile Versace. Băi, produitorilor, uitați cât de jos este. Un șoarece mort? Îl mănânc! Nasole, că mi s-a pus febră la piciorul drept. Cât am pulpa de la genunchi până la gleznă. Mă, cam doare când pun presiune în el, da, e. Și alaltăieri când am urcat undeva prin spate pe acolo, de era să ne muște câinele ăla, ne-am întâlnit cu un om destul de înaintat în vârstă, sau ajuns la vârsta să ne ectuții, mai bine spus, care arăta exact ca un om care stă la munte. Barbă și păr lung, un fel de Oda mai bătrân și cu barba mai deasă. Și ne-a spus că acum vreo lună și ceva, sau două luni, s-au pierdut niște pui de urși sau au căzut de pe munte niște pui de urși și abandonat măsa sau a fost împușcată. Și au venit cei de la protecția mediului și i-au luat. Cum ar fi ca în acest moment măsa încă să-și caute pui pe aici, să dăm de ea? Prostia mare pe care am făcut-o eu este că aveam un băț ca lumea, dar l-am lăsat la cazare, am uitat de el. Mi-era foarte util, nu doar acum când urcam, mi-era foarte util la coborâre, ca să pot să pun frână cu el. Bă, nu vine să cred cât am urcat. Mai e nițel, urmează ceva platou pe acolo și iarăși mai urcăm un pic, dar oricum, nu vine să cred cât de mult am urcat. Adică, uitați și voi, dacă s-ar făcut, să uitați și voi cât e până jos acolo. În halul ăsta am urcat de mult. Și jos ne așteaptă și niște câini. Cei drept ne-au boostat să urcăm. O să fie mai greu la coborâre. Acum rămâne să ajung acolo sus. Bă, hai că încerc să fac o scurtătură pe aici prin pădure. N-am altă pe cărare că e mult de ocolit și e de urcat un deal imens. Așa că iau pe aici printre copaci. Pare mai ușor de mers că e plin de rădăcini pe jos, buturuci și pot să calc mai ușor. Pe partea acolo e iarbă, e udă și alunec în ultimul hal acolo. Am găsit și un băț să-l mai înfig, să-l am pe post de frână. Rămâne de văzut dacă ajung la crucea aia acolo sau să mor încercând să ajung. Bă, nu vine să cred că zic asta. Dar am urcat prea mult. Deci am trecut de crucea aia ca pe Sinaia, unde voiam noi să ajungem, și am urcat, cred că, pe alt vârf de munte. Deci mai sus de atât, câțiva metri, cât e mobilă aia, se mai poate și atâta. Acum trebuie să încerc să cobor și să-mi și regăsesc grupul. Unul dintre noi a renunțat. S-a dus la cazare, dar nu știu ce a făcut cu câinii aia de la poalele muntelui. Rămâne de văzut cum mai cobor eu de aici. Hai că am coborât nițel. Mamă, dar cum e pădurea asta și cum are copacii ăștia mai bătrâni pe aici. Exact ca în The Forest mă simt. Se mai șau de slujba la biserică. Sper că nu e făcută pentru mine. Acum am găsit și eu o potecă mai calmea să merg și eu. Dar trebuie să-i găsești pe băieții ăștia. Există o singură cale de găsi. Marius! Marius! Bă, Marius! Așa. Acum trebuia să se spameze vreo 7 mariuși. Unde dracu steți? Eu sunt la copaci ăștia, tăiați. Tovarăși, ghiciți ce? Am ajuns! Deci, practic, tocmai acolo jos e cazarea. Am urcat nițel. Dacă o imagine face cât 1000 de cuvinte,
vlogul ăsta face cât vreo 3 biblii. Am coborât și de pe munte. Până editez vlogul, sigur pun pe Instagram vreo 15-20 de poze și story-uri. Pentru cei curioși ce echipament, bine, mult spus echipament, am pentru alpinist, să zicem așa, pentru cățărat, ar fi așa. Pantaloni de training pe care nu știu de unde i-am, dar sunt așa doar niște pantaloni de scandal, cum s-ar spune. Hanoracul ăsta mai gros pentru că printre copaci e frig. Mi se pare că e din Decathlon, nu știu cât costă, cred că maxim 100 de lei. Ochelare și bandana sunt mai mult de decor, că na, tot am făcut vlog și am făcut poze. Extrem de utile mănușile astea. Cât am dat pe ele, nu mai știu sigur. Maxim 20 de lei au făcut și au fost extrem de utile. Că am tot ținut bățul ăsta în mână și nu mi-a intrat vroașcă în palmă, plus că m-am mai prins de crengi și chestii de genul. Și mai am niște adidași foarte mișto, tot de la Decathlon, vreo 65 de lei am dat pe ei. Dar sunt eficienți, sunt la categoria pentru drumeții și nu alunecă talpa deloc din ei și nici nu simt pietrele în talpă. Deci cred că cu vreo 200 de lei v-ați făcut un echipament să vă suiți pe munte lejer. Mă rog, sunt și niște bețe de-astea la Decathlon pentru cățăra, dar n-am știut că o să am nevoie. Pentru cei care văd acest vlog și vor vrea să se urce și ei acolo sus, aveți bățul meu ca moștenire, o să vi-l las aici băgat printre crengi. Cine trece pe aici să-l ia și să-l folosească. Și mai am încă un băț la cazare rămas acolo. Cine se cazează la Casa Soarelui, așa se cheamă unde ne-am cazat noi, aveți acolo lângă gard un băț, tot așa, vă este foarte util când vă cățărați. Am coborât de pe munte, băi, a fost genial. Vreo două ore am stat cățărat pe acolo, pe sus, printre stânci, copaci, frunze și câinii la poalele muntelui ce mă lătrau. Bine că la coborâre nu mai erau. Acuși mi-am făcut bagajul și urmează să plec. Sper că v-a plăcut vlogul. Să-mi spuneți ce locații de-astea mișto din România mai știți. Unde am fost noi e Piatra Craiului. Sigur v-ați mai plimbat și mai știți niște locații de-astea faine. Dar până data viitoare vă aștept la unul din oricare altul clip care apare acum pe lângă capul meu. Și ce să mai, ne vom vedea în alte aventuri. Ciao, les tuturor!